Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 28 noiembrie. Fiecare faptă va fi adusă la judecată. Text biblic. Dumnezeu va aduce fiecare lucrare la judecată, cu fiecare lucru ascuns, fie bun, fie rău. Eclesiastul, capitolul 12, versetul 14. În cazul fiecărui individ există un proces de creștere care este mult mai minunat decât lucrarea de a transfera trăsăturile pe placa fotografică a artistului. Arta fotografului doar imprimă asemănarea pe un material perisabil, dar în registrul vieții caracterul este cu fidelitate conturat, iar acest record, oricât de puțin ar fi întunecat, nu poate fi niciodată șters decât prin sângele sacrificiului ispășitor al Domnului Isus. Îngerii lui Dumnezeu iau un dagherotip al caracterului la fel de exact cum artistul copiază asemănarea trăsăturilor umane și vom fi judecați conform acelui registru ceresc. Când se va așeza tribunalul și se vor deschide cărțile, vor fi dezvăluite multe lucruri uluitoare. Oamenii nu vor mai apărea atunci așa cum apar ei în ochii și judecățile omenești limitate. Păcatele secrete vor fi atunci descoperite în văzul tuturor. Motive și intenții care au fost ascunse în camerele întunecate ale inimii vor fi scoase la iveală. În acea oră solemnă și îngrozitoare, necredincioșia soțului va fi dezvăluită soției, iar necredincioșia soției soțului. Părinții vor afla atunci, pentru prima dată, care era adevăratul caracter al copiilor lor, iar copiii vor vedea erorile și greșelile care au marcat viețile părinților lor. Omul care a jefuit pe aproapele său prin intermediul înșelătoriei nu va scăpa cu câștigurile sale necinstite. Dumnezeu are o înregistrare exactă în cărțile sale despre fiecare faptă necinstită și orice acțiune nedreaptă. Înregistrarea va fi adevărată și profundă în condamnarea celui vinovat, care în acea zi este găsit fals. Memoria va rechema toate gândurile și faptele din trecut. Întreaga viață va fi trecută în revistă ca scenele într-un film panoramic. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze! Amin!